Deși polițele nu sunt scumpe, nu au căutare nici chiar în situația în care sunt impuse de lege. Potrivit legii, în caz de calamitate naturală și în funcție de avariile suferite de imobil, proprietarul asigurat poate primi până la 20.000 de euro. Polița obligatorie îl asigură pe cel care o încheie pentru cutremur, inundații și alunecări de teren. Cea mai ieftină poliță obligatorie este în valoare de 20 de euro pe an. Eduard Berca, reprezentantul unei societăți de asigurări, a subliniat că județul Gorj este printre județele codașe în România la încheierea acestor polițe obligatorii. Cade de la an la an numărul asigurărilor de locuințe. Deci este un lucru care pe mine mă îngrijorează, nu neapărat din privința business-ului sau a realizărilor, mă îngrijorează în privința scăderii odată a nivelului de trai pe care îl vedem sau îl simțim, resimțim cu toții, și în același timp practic eludarea responsabilității de protecție a agoniselii, a vieții tale până la urmă, da? Eu știu, celor 4, 5, 6, 10 pereți sub care locuiești. Descad. Vina o poartă și reprezentanții administrațiilor locale. Primarii nu amendează însă oamenii pe motiv că aceștia nu ar mai putea plăti o amendă în plus. Pe de altă parte, în cazul unor dezastre naturale, alunecări de teren, inundații ori incendii, gorjenii afectați vor sta cu mâna întinsă la stat și nu vor putea fi despăgubiți. Cei care trebuie să o ceară sunt autoritățile locale, da? Să facă acele notificări și, într-o eventualitate a negăsirii unei înțelegeri, să aplice niște sancțiuni. Da, deci este lipsa sancțiunii care este prevăzută de lege. În al doilea rând este faptul că Târgu Gorjeni în general sunt fataliști. Da, și vă dau un exemplu, am fost să ofertăm o asigurare de locuință la o persoană care suferise azi un incendiu, noi am fost mâine. Și știți ce mi-a răspuns persoana respectivă? Păi ce tomba tot mie să mi se întâmple. Autoritățile locale au o scuză. Dacă amendează populația, nu fac decât să acumuleze amenzi. De cele mai multe ori, oamenii uită de ele. Chiar era obligația primarului să intervină în această situație. Noi am informat, chiar discutam cu juristul primăriei, în viitorul număr 3 al curierului primăriei, să atenționăm cetățenii, deoarece la o adică, Doamne ferește, la situație de urgență, apelează la noi. Noi nu putem să ajutăm, fiindcă nu sunt fonduri pentru așa ceva, decât în situație limită. Avem pentru situații de urgență, dar banii fiind puțini. Sunt foarte puțini care au asigurări la locuințe. Spre exemplu, după alunecările de teren din Bumbești-Pițic, 3 case au fost complet distruse de pământ. Doar una avea o asigurare obligatorie a locuinței, iar proprietarea va primi banii de la stat. Inundațiile care au avut loc în județul Gorj și-au măturat totul în calea lor, dar și alunecările de teren ori incendiile numeroase din iarna trecută ar putea fi o lecție de economie pentru locuitorii județului. Pagubele materiale sunt mari, iar autoritățile trebuie să plătească ajutoare pentru sinistrați, mai ales în mediul rural.